În această dimineață, pe pista de la Boboc s-a desfășurat festivitatea de absolvire pentru noua promoție de piloți militari instruiți în baza aeriană. Protagoniști au fost 56 de tineri care și-au primit brevetele în cadrul unei ceremonii la care au putut asista și cei apropiați din familie. Sublocotenent Simionescu Lucian, pilot 4-3 aviație, escadrila 861 aviație luptă la baza 86 aeriană. Locotenentul Simionescu Lucian este declarat șef de promoție la specialitatea pilot pe avion. Sunt lângă acest aparat de zbor, IR-99 standard, pe care s-au format 15 piloți, printre ei și o singură femeie. Haideți să o cunoaștem! Pozitive, discriminări pozitive. În acest moment mă simt plină de emoții, dar totuși sunt și extrem de convinsă că sunt capabilă să îmi îndeplinesc funcția până la capăt, care am luat-o în primire. A fost puțin dificil la început, dar chiar am reușit să mă înțeleg foarte bine cu colegii și suntem un colectiv, chiar nu mai contează faptul că eram singura diferită dintre ei. Din curiozitate și din îndrăzneală și încăpățânare, pot să spun, mi-am propus acest lucru din liceu și treptat am construit în jurul acestui obiectiv, până am reușit. Bianca Pop este unul dintre tinerii care au învățat să piloteze avioanele militare din baza de la Boboc. Alți zeci de cursanți au fost formați pe elicoptere. Pe acest elicopter, IR-316B Alouette, s-au format 41 de tineri care astăzi au primit brevetul de pilot militar. Ținând cont că sunt în acest fenomen din 2014, fiind pilot de planor, după care am luat progresiv licența de pilot ultraușor la Aeroclubul României și acum brevetul de pilot militar, trăirile sunt foarte intense, meseria e de o frumusețe desăvârșită și o recomand tuturor pe care vor să încerce să facă chestia asta, să facă zbor. Nu cred că pot să pun un punct, un loc, să cuantific undeva această pasiune. Probabil că progresiv s-a dezvoltat și am descoperit-o pas cu pas și pot spune că nu este o meserie, este o pasiune pentru mine ceea ce fac. Și pentru instructori, ziua de astăzi a avut o încărcătură puternică. Încă o generație de piloți și începe cariera datorită profesorilor din baza aeriană de la Boboc. E un moment de bucurie, un moment de bucurie special pentru ei, dar și pentru noi instructori. Este momentul care ne face pe noi mândri că au ajuns în punctul în care au pus capăt unei etape importante de pregătire din cariera lor. Dar totodată suntem mândri de ei pentru că aici se vede rezultatul muncilor de până acum, dar și mai ales munca de acum începe. O generație care au dat dovadă de dedicare, de profesionalism pe tot parcursul perioadei, s-au pregătit continuu și asta ne-a făcut, să zic așa, și nouă munca mai ușoară, dar special și lor. Ne bucurăm că am lucrat împreună și le dorim în continuare multă sănătate în primul rând, un viitor cât mai frumos și să continue să se pregătească în același ritm. La festivitatea de absolvire a participat și șeful statului major al forțelor aeriene. Numai împreună și înțelegând împreună obiectivele pe care le avem, putem reuși. Nu o să fie deloc ușor să nu vă așteptați să accepte cineva din partea dumneavoastră oboseala, lipsa de determinare sau, și mai grav, incompetență. Fiți mai bun cu fiecare zi ce trece. Doriți-vă mai mult. Aveți grijă și de familiile dumneavoastră. Vă spun acum, la început de carieră. Pentru că ei sunt cei care vă împing și vă țin acolo unde vă doriți ca performanță. Vă doresc să vi se realizeze toate obiectivele, vă doresc să vă faceți